Astăzi avem și o acțiune din plin autorității rutiere române, împreună cu agenția Vâlcea și agenția Sibiu, alături de Poliția Autostrăzilor, alături de Compania Națională de Drumuri, cei care verifică tonajul la mașini și rovinieta, și, bineînțeles, și RAL. Acțiunea de astăzi este o acțiune promovată de Autoritatea Rutieră Română, dar noi procedăm la aceste controle mixte pentru a verifica, dacă vreți, din toate punctele de vedere, ce se întâmplă cu transportul rutier și mai ales ne interesează reducerea accidentelor. Și foarte multe cazuri de șoferi care nu respectă timpii de conducere și timpii de odihnă fac de multe ori să ducă la accidente grave. Ați văzut atâtea cazuri în care șoferii adorm la volan, intră în casele oamenilor, intră pe contrasens. Există o tendință a patronilor, dacă vreți, să-i forțeze pe șoferi să nu respecte orele de conducere, să facă cât mai mulți kilometri. Lucru care nu este legal.